La înălțime la propriu. Pentru asta a folosit drona și a prins din aer aproape 30 de șoferi care au încălcat legea. Au fost urmăriți în special conducătorii auto care circulau pe banda destinată transportului public. Drona poliției a fost ridicată deasupra Bulevardului Renașterii Naționale din Chișinău. Șoferii, prinși că au circulat pe banda destinată transportului public, au fost trași pe dreapta de echipajele de la sol. Amenzile au fost de până la 600 de lei și 2 puncte de penalizare. Aici e foarte bine. Părerea mea e pozitivă. Adică îi sunt. Banda pentru transportul pasager trebuie să fie bandă pentru transport pasager și atâta tot. Asta e corect. E corect pe 300%. Asta bandă pentru transport public. Adică te stau în buteiaș, dar cei mai hătrii îți duc pe bandă care nu pentru dânși. Amendat și cu cât mai mult, cu atât mai bine. Polițiștii de patrulare au în dotare o singură dronă care poate fi folosită pentru a identifica mai multe tipuri de infracțiuni în trafic. Aceste drone, poliția poate înregistra încălcările în traficul rutier. Aparatul poate fi ridicat la o înălțime de până la 500 de metri și are capacitatea de a depista automobilele care se deplasează neregulamentar chiar și de la o distanță de jumătate de kilometru. Până acum, drona a mai fost folosită pentru a monitoriza fluxul de participanți la diverse proteste din Chișinău. Avem de gând să ieșim și în afara municipiului Chișinău și să documentăm abaterile cetățenilor de depășirile neregulamentare în zonele de indicatorului depășirea interzise, în curbele periculoase, în zona de acțiune a marcajului rutier linia continuă. Drona fixează inclusiv și viteza cu care se deplasează șoferul sau nu are această capacitate? Este în soft această programă, dar încă noi n-am pus-o în aplicație. Și așa vedem care e situația în oraș, toți merg care și cum vor. Asta e o idee foarte bună, poate urmează oamenii, nu știu, un pic mai regulamentar. Dacă analizăm statistica câte accidente deja în ultima perioadă, eu cred că nu numai drone la noi trebuie, dar trebuie de am și camere la fiecare colț. Potrivit datelor INSP, numai în acest an au fost constatate peste 490.000 de contravenții în traficul rutier.